Salutare, băieți! Astăzi suntem la Discuito pentru greu, ca seara n-am mai pus, n-am mai filmat nimic, că n-a fost tu și n-am reușit să facem nimic. A venit tata, a fost de-a mai discutat la un băiat, la un prieten de-al nostru, că mai punem la cineva. Ia să mă asigură dacă filmează camera. Aici dintr-o mână se face, pentru că e pământul foarte nisipos. Eu stocul al meu cu semănătoarea. Oricum asta avem depus în jur de vreo 3 hectare de grâu. Astăzi, fiind 11 octombrie, geamul mi-a picat de la ușe, acel plexic, că geamul n-am mai reușit să mai pun. Plexicul s-a desfăcut. Când am modificat rama pentru geam, aici și aici am pilit-o un pic și a ieșit chederul și mi-a ieșit plexicul afară. Avem 3 hectare, avem la noi 60 de ar, la un vecin mare de pus vreo 80 ceva de ar, mare, mai avem la câțiva oameni de pus. Că a venit la noi și ne-a rugat. Unii au discuit, unii n-au, unii trebuie de discuim noi. Aici o să vedeți în viitorul, eu videoclipul ăsta o să-l pun după ce îl voi pune pe acela. Aici o să aveți videoclip când am fost la cosit. Da, am cosit cu un 445, eu cu un 445 al unui vecin, a zis că ia iarba, n-a mai luat-o. S-a putrezit și s-a măcinat, s-a băgat în pământ, s-a făcut bălegar, n-a mai luat-o, că n-a avut timp să vină să o grebeze, să o baloteze. Am două videoclipuri dacă nu mă știu de la cosit. Aici are un vecin, a avut porumb. A luat că nu i-a mers, a lui atocătorul, că îți buruia în legăt mie de mari. Aici de două ori în deal, două ori în vale, ala-i locul. Aici ceva de 30 de ari și acolo în partea aia de 35 de ari. I-am făcut și pompa la tractorul acela. A avut ce a avut pe la lui, am avut eu una acasă, am avut piese, am schimbat-o. Eu încă mai am piese vechi. De când se făceau piesele odată bune, am avut piese noi, piesele bune, am avut piesele acasă. Și am făcut o pompă mai veche, am vreo 5 pompe pe acasă de apă, de 750. Și i-am făcut pompa, a avut cea veche, a avut rulmenții sparți, presetupa adusă, a avut o... Rulmenții au fost cu praf, au fost sparți, amândoi rulmenții, are doi rulmenți. Am avut eu acasă una, am făcut-o. Și am schimbat și acum nu mai întreabă, nu mai îmi pierde apă, nu mai fierbe motorul. Cred din cauza a fierșierii mi-a aruncat apa din el, că n-am mai avut răcire. Pompa nu mai făcea, nu mai mergea cum trebuia. Aici am avut o gru, dacă vă aduceți aminte, am avut o gru. Am avut videoclip de la tăierea de aici. Pe acolo e puțin ud, că e nisip și se lasă tractorul jos. Și trage și mult după el, are... Prinde iarba asta, bara aceea, nivelatoare, o prinde și trage pe el și tractorul trage greu de el. Acela n-a avut cauciuc pe partea stânga, acum vrem să-i luăm. Până în primăvară am vrea să-i luăm un cauciuc astuia. La acest tractor am vrea să-i luăm un cauciuc. Pe al meu n-am treaba, am cauciucurile noi nouțe pe spate. Pe față la asta le-am noi, v-am zis, în videoclipul de ieri. La al meu, dar încă le mai las, încă au floare și încă mai mă țin. Încă mai mă țin ale mele de pe față. Încă mai au floare. Trebuie să mai ardă ăștia pe aici, că se va înfunda semănătoarea. Vezi, pământul aici e foarte nisipos. Nisip. Dar ce aici a avut un om niște benzi de aceea de cable, a avut întinse pe loc. Când a venit o dată motru foarte mare, le-a dat peste.
Termina așa cu o la vale. Termina așa cu o la vale. Termina așa cu o la vale. Hai că mai nu, când se termina, ce n-am, nu mai am niciun chibrit. Nu mai ai chibrite. Încălzește, acesta n-are colectorul acela de difuzorul acela de vine în spatele radiatorului, acesta nu-l are și încălzește. Radiatorul desfundat, am fost cu el la o firmă specială de am desfundat. Radiatorul desfundat, nu-i radiatorul înfundat. Semănătoarea bagă în jur de 270-290 de kg la hectar. Acolo sus am băgat cam mult, la sus între pădure, am băgat în jur de 295 de kg la hectar. Ne-am vrut să băgăm vreo 260 de kg, dar a mers chiar cu asta zi, cu cutia de țiță pe pinionul al mic. Pe mai mare treaptă și a băgat destul de mult. Am băgat 4 saci, dar n-au 4 saci de vreo 35-40 kg la a avut sacul de grâu. Am băgat în jur de 4 saci. În jur de 160 de kg, cam pe acolo se învârte. Eu zic că a avut sacul, vreo 40 de kg a avut sacul de grâu. Odată mai coboară și mă dă odată pe aici, cred că dă de două ori, că pe aici văd că nu prea iese. Ca și tot atâta la Arad vineri, pe 9 octombrie. La Arad el, că eu n-am fost acasă, v-am zis în episodul de ieri, care o să-l vedeți. Sau care, cred că l-ați văzut, pentru că ăsta va fi pus după el. Cu am foarte multe videoclipuri, mai am urmă de videoclipuri de pus. Oricum, la noi aici mai avem sola asta și cu încă în partea aceea, încă 35 de ari și la noi terminăm cu grâu. Anul ăsta pune mai puțin, v-am spus, punem aici 30, sus acolo, în lângă pădure, 50 sau 60 parcă sunt, asta zi 90, asta 80 de ari, sau 90, cred că 90 de ari, că acolo sunt 60 de ari, cu tot cu pădure sunt 60 de ari, punem 80 de ari acolo, că nu punem cu tot cu pădure. Și mai avem acolo 35 de ari. În jur de un hectar și 20 de ari, un hectar și 30 de ari, nu punem mai mult. Că am făcut anul ăsta destul de mult grâu. Am făcut 6-7 tone la hectar.
7 tone am avut în total. Remorca mea aceea plină și aici căruța aceea care a zădut-o. Plus 3 sau 4. V-am zis, aici pământul acesta e foarte nisipos dintr-un motiv. Un vecin, parcă el sau cel de aici, a avut niște benzi lângă motor acolo. Sau aici pe, ba nu, aici pe luncă. Și a venit într-o dată, mulți ani în urmă, foarte... Prin 90 și ceva, 91-92, a venit motru foarte mare și a fost foarte mare motru, a trecut peste mal. Și a venit toată apa a intrat aici pe luncă, a fost aici, un an nu s-a putut munci locurile, a fost nisip, a fost apă, băltea apa, un an de zile locul acesta nu s-a putut munci. Și nu... Din cauza aceasta, lotă lungă e foarte nisipoasă. Și te fac destul de cu aici, se face de foarte bun, foarte bine porumbul. Pe 35 ani am făcut două buncăre de smarj, o să vedeți lucrurile la cules, am făcut două buncăre de smarj 222, pline, pe 35 de ani. Din ăsta că mi-a și cu greu pentru în partea aceea, că acum am băgat greu decât pentru aici. Că m-a gândit că poate mai vine vreunul pe aici să mai veje și nu pot să scot greu la mine din semănătoare. Să-i băgai doar pentru locul ăsta, că m-a gândit, bă, poate mai vine pe mai unul în partea aceea. Se poate mai vine să pe aici vrea și ăsta să-l semene și să-i semăn și lui. Da. Nu mai veni ăla. Stai să-l sun. Bine. Da. Trebuie să vină omul care are în partea aceea unde are lângă mine acolo, trebuie să vină la mine acasă. Să vină cu saci, să stea lângă saci. Coborârați în vale. Hai, că așteaptă mami, vă așteaptă mami acolo acasă. Bine atunci. Bine. Bine, bine să mergi. Da, bine, bine să mergi.
În 5 minute, că el nu vine pe drum, vine pe colea, pe din vale, coboară pe, pe culme în jos și merge ușor, că nu poate merge tare, pe, că nu e asfalt. În 5 minute ajungem în vale. Da. Deja la un vecin, la mulți care au pus găsta grâu, a început să răsară. Dacă dă, cum ai acum, umezeală în sol și dă un pic de căldură, răsare și al nostru. Va răsări destul, într-o săptămână, cel mult două, va răsări, va ieși afară, va încolți. La anul poate așa să pun pe dis, pe spate, așa să-i pun rulmen, să-i pun o rulmen simpli cu suport, o să-l pun lagă de acela cu rulmen, nu știu cât de bun o fi. Nu știu cât de rezistente vor fi. Eu în jur pe an discui cu el, pe an, ce mai discui la mine și la, pe la vecini, în jur de 15-20 de hectare discui cu el pe an. Nu discui cine știe ce mult, că în zona nu este foarte mult pământ. Numai la mine discui 7 hectare.